Bun venit la Starea Nației, Dragoș Pătraru aici. Începem cu informația cu care ar trebui să înceapă fiecare emisiune decentă, care ține cont în primul rând de interesul public. Toți ne fură. Toți. Ne fură statul, ne fură corporațiile. Și după ce ne fură când capitalismul ăsta bazat pe consum nebun și creștere economică continuă dă rateuri, nota de plată o achităm tot noi, cetățenii. De-aia tot spun că e foarte important să înțelegem asta și să ne organizăm, să învățăm că habar n-avem cum să acționăm împreună, cum să sancționăm abuzul de putere și orice derapaj de la democrație. Nu știu dacă ați văzut știrea cu retailerii sancționați de Consiliul Concurenței. Ancheta a vizat câteva modele de televizoare și telefoane Samsung vândute de retailerii Emag, Altex și Flanco. Practic, cele patru companii au fixat prețurile de vânzare. Hai de mine! Incredibil, nu? Vă vine să credeți așa ceva? Mie nu. Deci cum mă, ăștia toți nu erau buni? Adică Emag, Altex, Flanco, Samsung, mă, ăștia care nu mai pot de grija noastră în fiecare zi, care aruncă noi cu reduceri, care ne spun cât sunt ei de buni și de corecți și de interesați în primul rând, când vine și să plâng, mă, să ne fie nouă bine. De fapt, ăștia ne înșală. Serios, în ce lume am ajuns să trăim? Și nu doar că umblă cu șmecheriile, dar mai și recunosc. Toate companiile au recunoscut încălcare. De asta amenzile au fost și reduse pentru toate companiile au recunoscut încălcare. Pentru producători de electrocasnice, firma Serom, e înregistrată în România, amenda a fost de 75 de milioane de lei. Pentru retailer, cam 20 de, de milioane pentru fiecare. Da? E, atenție aici, cetățenii! Totul a plecat de la o sesizare anonimă depusă pe platforma avertizorilor de concurență. Iată ce se întâmplă, deci, dacă acționăm. Că ne-am învățat să ne tot plângem și atât. Uite, eu primesc zilnic zeci de astfel de mesaje de la oameni care ar vrea, cred, să merg eu la ei în localitate. Să-l iau eventual pe un funcționar de ceafă și să-l arunc din funcția din care el comite abuzuri. Și întreb, de fiecare dată întreb asta: Unde ați sesizat ceea ce îmi spuneți mie acum? Păi, nicăieri, unde să. Că sunt toți mână-mână, haideți, domnul, că știți dumneavoastră. Serios? Și cum sperați să se rezolve? Cu alte cuvinte, cum crezi, Matale, că funcționează lumea de primul telefon pe care îl dai e la mine? Nu cred că contează prea tare părerea noastră, că chiar și dacă se amendează, tot... Da. Credeți că practica care... va continua? Da. Nu, 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 greșit, tinere, foarte greșit. Ceea ce spui tu e că noi, cetățenii, n-ar trebui să ne mai agităm N-ar trebui să Facem nimic pentru că, da, chiar dacă am face, nu s-ar întâmpla ceva bun pentru noi. Păi, cu astfel de concepție despre lume, putem să punem mâinile pe piept și să așteptăm să murim. Păi, încă nu. Ei. Așa se instalează dictaturile, când pe cetățeni începe să-i doară la spate de ceea ce se întâmplă când cetățenii devin apatici. Mă, oameni buni, dacă presiunea nu vine din partea noastră, nimeni nu o să respecte contractul ăsta social pe care îl avem. Nici guvernele, nici corporațiile, nimeni. Dar trebuie să ne organizăm și să vorbim cu toții pe aceeași limbă. Cum să facem asta? Păi, uite, idee, nu știți de la mine. Dacă de azi, timp de cât mă, trei luni, trei luni, bă, nimeni din România, niciun cetățean, n-ar mai cumpăra nimic de la Emag, Altex, Flanco, Samsung, da? Semnalul ar fi atât de puternic încât aceste corporații n-ar mai îndrăzni în veci să facă astfel de înțelegeri interzise de lege de altfel înțelegeri care să fie clar, sunt o practică obișnuită în toate domeniile. Adică ei plătesc amenziile care sunt recuperate apoi tot de la clienți, prin prețuri, și merg mai departe. Să vedem ce zic și făptuitorii, prăduitorii. EMAG a reacționat printr-un comunicat de presă dând asigurări în privința calității serviciilor oferite în continuare consumatorilor. Flanco a avut o reacție similară în care a precizat că va continua să stabilească independent politica de prețuri și oferte fără a permite vreodată intruziunea oricărei terțe părți. De asemenea, Samsung a transmis că amenda nu va afecta activitatea companiei, așadar clienții și partenerii nu vor avea de suferit. Mm. N-ați o frântă că ți-am dresă. Bă, ce ai de zis, bă, că te-am prins cu mâna în buzunarul meu? că te respect și că îmi voi face în continuare treaba profesionist. Ah, super! Nu, serios mă întreb acum. Am putea noi să trăim fără să comandăm de la ăștia în următoarele trei luni măcar? Și, 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 și să le facem și în ciudă. Adică să mergem prin magazine, să ne plimbăm jumătate de oră, și de fiecare dată când vine cât un băiat să întrebe cu ce ne ajută, să zicem, a, nu, nimic, doar mă uit. Și doar să ne uităm, toți, timp de trei luni. Mă rog, după o lună, două, închid toți, dacă toată România face asta. Exact, atâta putere am putea să avem dacă am acționat împreună cu disciplină și scop. Sau cum făceam când eram mici. Cine mai cumpără de la Samsung, EMAG, Altex și Flanco în următoarele trei luni, e prost! Merge? Sau ai acum ăsta care... Și apropo de inteligenți, Klaus Iohannis a raportat grave probleme la sistemul de operare. I I'm not a, not a great speaker and I... <laughs> mă scuzați, dar... Uh, nu e un vorbitor născut? <laughs> uh, e ca și cum uh, Neanicu Ciucă ar zice... Uh, ok, poate că nu știu eu să citesc perfect Nu, bă, soldat, tu nu știi să citești, punct Și ai doctorat plagiat Mă rog, Iohannis le spune ălora acolo la UE că ăia nu-l cunosc. Și oricum nu interesează pe ei ce zice românul care ia de la educație și sănătate ca să dea pe arme. I will keep Romania firm on the European track, on the transatlantic track. I will see about the economy as far as the president can do this to bring more prosperity. Uh -uh. Asta nu ți-a reușit. Avea Fimiu, când era mic, o jucărie, un fel de uh, tabletă cu socoteli simple, iar când nu puneai rezultatul corect, o voce spunea, -ă, asta nu ți-a reușit. Și copilul lui îi plăcea, așa că punea intenționat rezultatul greșit doar să audă acea voce. Așa și cu Iohannis, -ă, asta nu ți-a reușit. Dar deloc nu ți-a reușit cu metre. Adică, din contră, aș spune pe plan economic, ai adus sărăcie. O arată toate statisticile. Pe plan politic, ai produs doar haos. Ai adus PSD-ul la putere. Adică ai făcut opusul a ceea ce le-ai promis oamenilor ca să te aleagă. Deci, două mandate bazate pe minciună, pe înșelăciune, Taylor-ii. Iohannis e ăla care trece babe strada cu forța și apoi se laudă cu treaba asta. But one important issue, which was very dear to me, I promised to strengthen the rule of law, which I did. We have less corruption. We have an independent judiciary. No, să te opresc aici omule pentru că pur și simplu. Există specialiști care îți pot pune un diagnostic după o singură ședință, să știi. Ce, e nasolă? Și eh? că avem mai puțină corupție. Pentru că nu mai caută nimeni, normal. Statul de drept este de fapt statul de drepți. Avem singurul parlament din lume care nu cere socoteală serviciilor singura comisie parlamentară care în loc să controleze activitatea SRI, este controlată total de SRI. Despre ce vorbim? Mă, dar cum să te duci să-i minți pe oamenii ăia în halul ăsta? Cât despre democrație, acest președinte a distrus-o practic. Iată ce se întâmplă azi. Avem un stat eșuat, Totul e politizat la nivelul instituțiilor. Nimic nu se întâmplă fără voie de la partid. Și vă spune unul care lucrează în presă din 1996 și a văzut și a trăit multe. Perioada aia cu PSD-ul lui Adrian Năstase, despre care credeam că a fost cea mai nenorocită pentru libertatea de exprimare se dovedește, din păcate, a fi parfum pe lângă sistemul pus la punct de acest Claus Iohannis. Când televiziunile sunt plătite legal acum de partide pentru propagandă, fără să marcheze asta ca atare. Niciun președinte preocupat de democrație, care stă toată ziua cu democrația în gură, n-ar accepta așa ceva. Nu mai zic de slugoie puși politic de la CNA. This is about communication. Communication between the voters and the politicians. So this is one issue where I believe we can and should do more and better. Incredible. Asta vine din gura președintelui în funcție. Care, fiindu-i frică de o contracandidată aflată la 20% în urma lui, și-a simulat o dezbatere cu jurnaliști de casă, înainte de al doilea mandat. Mă nu știu voi, dar eu de multe ori nu înțeleg cum îi suportă pe unii pământul. Uite, dragi europeni, haideți să vă spun eu. Ce girează domnul Iohannis aici în România chipurile pentru o mai bună comunicare a politicienilor cu cetățenii? Șase partide au primit 227 de milioane de lei în 2023 din banii cetățenilor și au cheltuit 252 de milioane, deci mai mult. Au mai adus bani de acasă. Nu că au de unde. Zeciuiesc toate contractele publice, vorba aia. Iată, asta este împărțirea pe partide. Da? E ce au făcut pentru 2024? Au crescut subvenția la 314 milioane de lei. Știm pe ce se vor duce banii în acest an, nu? Așadar, aceste partide au dat pe propagandă nemarcată ca atare în presă jumătate din banii primiți din bugetul statului, adică 120 de milioane de lei. În bani românești, asta înseamnă 24 de milioane de euro, doar anul trecut. Și nu, nu e vorba despre sumă aici, neapărat. Nu e o sumă foarte mare, că am tot văzut în presă comparații, domne, ce înseamnă banii ăștia pe ultimii ani? Nu, nu! Să nu plecăm pe această fentă, vă rog. Nu aici este marea problemă. Problema e alta. Cu această sumă a fost ucisă democrația. Cu această sumă s-a închis gura presei mainstream, adică presa urmărită seară de seară de milioane de români. Și încă o întrebare. Cum să numești democrație mizeria asta în care partidele. Alocă într-un an 24 de milioane de euro propagandei politice prin cumpărarea presei și de șase ori mai puțin activităților politice. Mai sunt astea partide? Nu, sunt niște firme care căpușează bugetul statului mințindu-i pe cetățeni pe banii lor. Nici asta să nu uitați când veți merge la vot, da? revenind la președintele nostru vă spuneam că fără să fiu specialist mi se pare destul de grav ce are dânsul. My impression, maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. Is that if the citizens are here we are here, we are levitating a bit high. Maybe we should decrease and be closer to our citizens. Oh, ce frumos. Ok. Deci, lucrurile, în realitate, s-au întâmplat așa. Din anul 2014, în relația cu proprii cetățeni, Iohannis a fost aici, în timp ce populimea a fost acolo. După 10 ani, când trebuie să coboare de aici, Iohannis ajunge ceva mai jos și zice: Bă, bă, totuși, nu putem fi bă atât de porci, noi, liderii politici, să stăm aici în timp ce oamenii sunt uh, în haznau asta. Nu? Păi ai stat 10 ani acolo plimbându-ți fundul la nesimțit cu avioane de lux fără să dai socoteală pentru nimic. de zic, tată, poți să vii să ne spui acum mizeria asta doar dacă ai ceva foarte grav. Sus, da, tot uh, sus. Dar uh, să știți că avem și vești bune de la Claus Iohannis. Brief. Elections upcoming. Most of you are probably running for new mandate. That's fine not me. I'm finished. End of this year, I finish my mandate and that's it. Și cât a spus Iohannis asta, eu am dat o fugă în viitor, nu mult, că nu mă ține mașina timpului, e ceva ce am meșterit noi aici, eu cu marote în platou, din ce am găsit, știu, o găleată de la Vabil, cu nu știu ce pusă, Na, o antenă de asta de la un televizor vechi și repede am dat o fugă până în luna decembrie 2024, și am văzut reacția oamenilor după plecarea lui Iohannis de la Cotroceni. Poftim? Că nu păreau români oamenii ăia? În de la atâta plâns, să modificăm și forma ochilor și tot, nebunilor ce suntem. Acum, să știți că n-am înțeles eu exact, că am stat puțin în viitor, am luat numerele de la loto și am plecat. Românii plângeau după Iohannis sau pentru că au ales iar ca prostănacii? Nu mi-am dat seama. Și apropo de cine de telefon cui? ei? Și am avut discuții cu ei. Au venit la mine în birou să-mi propună să candidez independent susținut de PSD. Marcel Ciolacu era printre cei care au venit la dumneavoastră în birou? Da. Acum, ascultându-l pe Joana, îmi dau seama că a avut și Iliescu cu momentele lui bune. Uh, domnul, uh, păi nu pare că v-ați înțeles. Adică ai refuzat, Matale, susținerea PSD sau uh, Ciolacul n-a venit echipat cum trebuie? Hmm? Cum venea Evanghelie <gângh> cu trei ceasuri, de, alea de făceau cât un apartament cu trei camere în București. Ah, ce vremuri! Ce vremuri! Desigur, ciolacul, cum ar spune Veo, a scos ironia din el, da, de la piept de aici, de unde ține el și mărioarele și a zis. După ce i-am cerut domnul Mircea Joană, am plecat și am sunat-o pe doamna Șoșoacă și am propus să fie premier. După care a băgat frumos ironia la loc și a scos nesimțirea lui amestecată cu aroganță de covrigar de la Buzău. Nu să mai face așa ceva. Eu? Nu, că Eu sunt prim-ministru. Eu plec din prim-ministru să mă la prim n-am vrut să răspund la această întrebare care e stupidă ca concepție, ca umană. Ce îmi place când se enervează, vedeți, asta e mișto la cei cu neuroni puțini și obosiți. Când se enervează, au nevoie de cuvinte, dar nu le mai găsesc. Auzi, întrebarea e stupidă ca concepție, ca umană. Premierul țării, tati. de zic, noi ne uităm la ăștia și îi credem pentru că ocupă acele funcții altceva decât sunt. În realitate însă, ei sunt niște needucați, niște inculți, niște ignoranți care au găsit în politica noastră mediul perfect pentru a parveni și le merge. Le merge pentru că societatea, ținută de atâta timp în beznă și în sărăcie, nu e capabilă încă de reacție. Ne războim ca proști între noi. A, că mi-am adus aminte acum. Ce zicea Iohannis despre corupție? We have less corruption. Așa mă, asta. E, în ce sens avem mai puțină corupție? În sensul că toate dosarele, practic, se prescriu. Uite, voi îl mai știți pe deputatul liberal Marin Anton, care toarnă în justiție beton? Fostul deputat liberal Marin Anton scapă de închisoare pentru acuzațiile de corupție pentru care fusese condamnat de prima instanță la 5 ani. Curtea de apel București a încetat procesul penal ca urmare a intervenirii prescripției. Yeah! Gata, mă, tată. gata, s-a rezolvat De fapt, noi, aplauze, ovații Totul e în regulă, mă Cum ieșea taică mi înainte de 89 pe balcon Când să lua curentul Partidu Ce ușe Acum strigăm Iohăniță Românii Îl luau seara, venea apoi dimineața acasă Deci nu mai există corupție, dar stați liniștiți Totul e frumos în țară, lumea o duce foarte, foarte bine. Așa, mă, așa. Îl aplaudă românii pe președintele lor pentru bunăstarea revărsată asupra acestei țări. Iată, aplaudă scumpirile, aplaudă toți. <fie> Na, ar fi culmea ca în condițiile astea noi să rămânem sănătoși la cap. Nu, da, da, da. Ai gata. Așa. Ce mai avem? A, ați văzut primele măsuri în cazul atacului cibernetic din spitale? Nebunie! Da, i-au amendat pe paznicii spitalelor. Păi cum au intrat, domne, hackerii aia în calculatoare? Nu e clar că portarii dormeau în post? E, s-a deschis un dosar penal. Evident, acum așteptăm să se închidă. O să-l coasă cu ață chirurgicală, să se închidă mai repede. Asta dacă se găsește un pic de ață chirurgicală, desigur, că e criză și de așa ceva. E, eh, o să-l coasă cu ața albă, cum știu ei. Adevărata problemă, când vorbim despre spitale, nu o reprezintă atacatorii cibernetici. O reprezintă atacatorii necibernetici. Absolut deloc cibernetici care atacă la buzunare. Statul român care face economii în sănătate. Uite, și ăsta ar fi un subiect pentru un mega dosar penal, părerea mea. Crimă cu premeditare, genocid. Păi altfel, cum să descrii ceea ce se întâmplă? Multe spitale din toată țara sunt într-o situație critică, spun medicii și managerii. S-au tăiat banii din bugetele care oricum erau prea mici. Modul de finanțare condamnă spitalele la faliment. Plata făcută pentru îngrijirea unui caz a crescut față de 2019 cu 15%, pe când costurile celor necesare ca să îngrijim în pacienți au crescut până la 500%. Sunt spitale care au conturile blocate. Ți se blochează ție creierul când auzi chestii de astea. Practic, pare că statul român uită pentru ce există un sistem de sănătate. Există pentru îngrijirea cetățenilor, pentru oameni. Oamenii, însă, nu apar nicăieri în ecuație. Nimic nu e mai important decât bugetul. Acum, cum să țină ei bugetul sub control? Ok, dacă pentru asta trebuie să moară niște zeci de mii de români anul ăsta în 2024, tot. Dacă ne uităm, de exemplu, la cel dedicat pacienților cu afecțiuni cerebrovasculare, un spital din capitală a primit pentru două luni 80.000 de lei. În condițiile în care tratarea unui singur pacient poate depăși 30.000 de lei, înseamnă că suma alocată de stat nu ajunge nici măcar pentru trei bolnavi. Iar pe lista de așteptare din această unitate sanitară sunt 34 de oameni. Îți vine să o iei așa pe, pe, pe calea transatlantică, vorba robotului. Cum ar fi să-l vedem pe robot că bate cu brațul în masă și cere public finanțarea sănătății? Na, corect. Imposibil. Ar fi imposibil. Ultima dată când a fost la un spital, a fugit. Mă rog, Iohannis și fuga. A plecat ca să nu audă aplauzele românilor: Ne umiliți! Și ne dat afară din spital. Pentru ce? Ca să aștept să vină Iohannis și mama stă de la 11 să aștepte salvarea să o ducă acasă. Nu m-ați lăsat cu o pereche de pampers să-i aduc, să o schimbe și voi îl aplaudați pe Iohannis. Bine, Iohannis ca Iohannis, el a terminat treaba, dar ce te faci cu un ciolac? Ce te faci cu un Rafila, ministrul sănătății, care și-a anunțat candidatura la europarlamentare? Da, domne, asta era urgența. Asta așteptau cetățenii de la el. Efectiv, despre asta vorbesc pacienții prin saloane. Bă, oare ce -o face domn Rafila, mă, merge la Bruxelles? Că merită, mă, nene, merită, merită să-l ducem noi până acolo, pe jos, numai în șuturi. Șuturi în fund. Ce vă uitați așa? Cu să fie o jignire? cu să fie o instigare? Nu e, domne, avem și o vorbă românească. Un șut în fund, un pas înainte, păi da. Pacienții se plâng că nu sunt medicamente și sunt nevoiți uh, să-și cumpere, să-și procure singuri de la farmacie. Da, totuși lucruri concrete. Am auzit și eu tot felul de... Nu cred că sunt astfel de situații. Dacă sunt, există reglementări legale în vigoare și uh, medicamentele pe care într-o anumită situație le procură pacienții trebuie rambursate integral de către spital. Ce, mă? Doamne! Vrea lucruri concrete? Păi toată lumea știe, toată lumea dă, toată lumea duce. Curând o să fie scrisă treaba asta și în Constituție. La naiba, cumpără unii medici din banii lor materiale pentru spitale. Mă, voi sunteți nebuni? Sigur, unii medici cumpără din șpagă. Tot e ceva, tot e un gest nobil până la urmă, nu? Deci, ajungi cu o rudă în spital, obligatoriu primești mesaj cu ce ai de cumpărat, listă cu medicamente. Sau te cheamă ca la examen. E mama dumneavoastră, da? Ok, mergeți acum și luați-i pampers, că noi n-avem. Și s-a dus colegul nostru, că asta e proaspătă, povestită de un coleg, la două noaptea să caute pampers prin oraș. Că se prăbușea, bă, dita mai spitalul județean Dacă îi puneau femei niște pempări Și Rafila, hmm, nu știu ce să zic Am auzit și eu tot felul de, de, legende Tot felul de... Dar oricum să merge să vă deconteze spitalul Pleacă, bă, cu decontarea ta de aici Nu ți-e -ai rușine, mă, mă Păreai om serios, bă, Rafila cum să-ți joc în halul ăsta de oameni? De ce să spui așa ceva când aproape toți cetățenii care au pe cineva în spital sunt obligați, da, da, obligați să ducă tot ce e nevoie acolo pentru o îngrijire cât de cât decentă? Mi se pare o nedreptate și nu pot să o accept. Pe de altă parte, să știți că anul ăsta e bun, Rafila. Când deschide gura, scade PSD-ul cu jumătate de procent, serios. Și uh, acum o secundă, vă rog, că am telefonul aici. Aveam o treabă, și am uitat. Alo? Uh, uh, Casa Unirea? Alo? Da, bună ziua! Sărut mâinile! Uh, uh, vreau și eu să comand uh, niște patriotism. Da, exact. Uh, două baxuri de patriotism. Cum adică? Da, doamna Unirea, românesc să fie. Păi cum altfel, doamnă? Doar nu de China. A, ah, aveți și... Nu, 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 de-asta made in Romania. Că doar de-aia v-au înființat papițoii ăștia din politică. Să se bate ei cu pumnul în piept, că uite ce fac pentru români, cum ai ajută pe români, nu? A, alo? A alo? A închis. Încercarea autorităților de a revitaliza Casa Unirea pare sortită eșecului. Corpul de control al Ministerului Agriculturii a descoperit mai multe nereguli în gestiunea societății care ar trebui să ajute pe fermieri să-și vândă produsele. Inspectorii spun că au găsit facturi neîncasate de peste 10 milioane de euro și contracte aranjate. Rezultatele controlului arată și că reprezentanții Casei de Comerț Unirea vindeau mai mult produse din import decât de la fermierii români. Doamne, Dumnezeule, câte hoții! Așadar, la Casa Unirea s-a unit gaura de 10 milioane cu contractele pe nașpa. Bine, acum stai și te gândești, ăștia din guvern chiar vor să credem că nu știau ce se întâmplă la această întreprindere? Serios? Mă, cum să credem așa ceva? Haideți să vă arăt câteva imagini din toamnă cu directoarea Casei de Comerț Unire. Adusă special pe vremea lui Petrică Daia ca să repornească și Andramaua, că era leșinată în coteț. Fiți atenți aici, interviu la TVR, la televiziunea publică, deci tot pe banii voștri, anul trecut în septembrie. E un moment important că în acest moment Casa de Comerț Unirea este pe profit. Cum ați reușit și ce a însemnat această strategie pe care ați implementat-o? A fost o muncă titanică, vreau să vă spun că pe, am stat în minister, stăteam în minister cu Consiliul de Administrație cu AGA, cu domnul ministru, de multe ori de dimineața până la ora 1-2 noaptea. La fel, cu niște eforturi considerabile, am reușit ca în două luni de zile să o aducem pe profit și am reușit să scoatem un profit de 2.100.000 de lei și o cifră de afaceri de 460.000 de lei. Mă, limbile ca limbile, că sunt specialitatea casei. Dar profit de 2 milioane la cifră de afaceri de 460.000? de Eu zic să o punem pe doamna la finanțe. În două luni astupă toate găurile din buget. Boloș, hai, pune patrafirul, preoția te așteaptă. dă drumul de acolo, avem om, gata. Deci profitul mai mare decât cifra de afaceri. Super! Păi și normal, bă, să te cheme la TVR-ul. Vorba aia, cine muncește, lumea te vede la televiziunea publică. Între timp am aflat și cum s-a făcut profitul. Mă rog, cât o fi fost. S-a dat blană cu cipsuri, cu sucuri carbogazoase, ca la orice butic de cartier. Deci patriotismul ca patriotismul. Ideea din spate era să existe profit, să vadă contabilii din minister. Dă-i dracu de fermier român, dă-i dracu de cumpărători, de români săraci care așteptau un magazine marfă românească ieftină. Profitul să iasă, bă, pentru că tot Excel-ul ăla de la finanțe contează în final. Să fie pe zero. Unde va fi casa de comerț unirea peste 2-3 ani? Eu în 2-3 ani de zile văd casa de comerț unirea ca principalul vector care poate decide tot ceea ce se întâmplă în sectorul agroalimentar. A, leu! Unirea campioană! Nu îl bă, că s-a ales praful acolo. Casa Unirea! Casa de comenzi Unirea! Comenzi politice, desigur. Pentru, știu, Nici patriotismul în mă. au vrut să-și facă imagine, au înființat o, o mizerie să dea bine la public și le-a ieșit imaginea pe nas. Plus o gaură de 10 milioane de euro. De fapt, haideți să ne exprimăm în lei. 50 de milioane de lei gaură. Da, e bine că sunt leii noștri, românești, nu? Ei, gaură de asta românească, domn. De unde să știm noi ce iese? Nu, domnul. Doamne, și câte nenorociri de astea, câte hoții se întâmplă în țară, de când nu mai avem nici presă locală, e jale. Ajungem să aflăm doar, nu știu, cred că 2-3% din ce se întâmplă în asol. Instituțiile de control din teritoriu nu fac absolut nimic în cele mai multe localități, șefii lor sunt pe mână cu politicienii locali de cele mai multe ori sau cu ăia de la servicii. Uite, haideți să vă spun foarte repede cum au ucis Marele Marcel Ciolac cu bugetele locale, anulând practic orice idee de dezvoltare locală pentru 2024. Ca acestui pochimen una zice în fața camerelor și cu totul altceva face. O să venim în fața românilor și o să le spunem că am intrat în istorie pentru că am avut o absorție mai mare decât ce a alocat. Ai, mă, să trăiești tu, competentule care ești tu competent. Cine mai avea mă, absorpția foarte bună? A, Elena Udrea, nu? Mă, nu știu eu. Eu, eu cred în bine, în soare, în echilibru, dar știu că să minți e păcat mare în Biblie. E, ce voiam să vă întreb? Să vrei să te pupi singur în fund, în timp ce. mă rog, e prea urâtă imaginea, da? Asta cum să o numi? Eu îi propun Ursulețului pus de Secu, șef peste PSD, să povestească el cu cuvintele lui foarte puține cum a lăsat bugetele locale fără zeci de milioane de lei. Că, uite, astfel de subiecte nu apar în presa plătită de PSD și PNL pentru propagandă. Deci, ce să facem? Discutăm noi aici, la buticul ăsta al nostru, cât o mai sta și noi în picioare. E simplă treaba. Tortul din care autoritățile locale își trăgeau o felie importantă a fost micșorat. Pentru că guvernul a impus o schimbare despre care nu se vorbește. Ce au făcut competenții? Au decis, pentru a se echilibra ei cu bugetul național, ca impozitul pe dividende, pe pensii, să vă dau doar două exemple, să ajungă direct la bugetul central. Așa că marile orașe din țară au rămas fără zeci de milioane de lei. De exemplu, la mine în sat, la ploiești, că m-am interesat, discutăm despre 90 de milioane de lei în minus. Sunt sigur că în alte părți suma e chiar mai mare. Așadar, tu, administrație locală, iei tot 63% conform legii, dar dintr-o sumă mult mai mică. Și, și atenție, că aici e partea perversă și penală, zic eu, dacă ești cu mințel, ca primar, dacă ești din PSD sau PNL, acolo unde există înțelegeri, dacă pupi tu unde trebuie, dacă dai lucrările la firmele indicate, mătrășind actele, atunci mai primești ceva de la centru. Eu v-am spus, eu v-am zis părerea mea. Personal. Nu, nu, asta nu ne interesează. Țineți părerile personale pentru acasă cu doamna. Mă, să țineți cont și de asta când mergeți la vot, da? Să puneți ștampila știind că dacă nu iese primar prostul din partidul aflat la putere, nu pupați niciun leu de la centru. Și să mai știți, tot atunci când puneți ștampila că banii pentru buna funcționare a localității voastre au fost luați de Ciolacu și de Boloș la București și voi ați rămas doar cu banii pentru salariile lor plantați politic în instituțiile administrației publice locale. Ce înseamnă bani mult mai puțini la bugetele locale? Dacă mă lăsați, vă și răspund. Nu, mă nene, nu. Chiar nu ne interesează. Noi analizăm fapte, mizerii pe care deja le-ați făcut. Ce să mai explicați? Deci, hoția asta făcută de Ciolacu și Boloș, na, PSD, PNL, naște monștri în teritoriu. Și vă dau exemplu. La mine, la Ploiești, din impozitul pe venit, anul trecut, municipiul a primit 399 de milioane de lei. Atenție! Anul ăsta, după ghidușia guvernului, alocarea e de 303 milioane. 96 de milioane de lei mai puțin. Un sfert, vă dați seama? Și pentru că primarul ales ca penelist e susținut acum de PSD pentru un nou mandat, guvernul a anunțat că dă din fondul de rezervă 53 de milioane de lei pentru Sanchi, echilibrarea bugetului. Așadar, îți iau 96, dar pentru că primarul va candida de la PSD, îți dau 53. Unde sunt cetățenii aici? Unde e interesul lor? Interesul comunității? Nu mai zic ce fac consilierii PNL ghidonați de copii de securiști, gen Roberta Anastase, cazul Ploieștiului, consilieri care iau bani de la instituțiile primăriei care nu sunt controlate de ei și îi pun în bugetele instituțiilor unde au ei oameni totul e o hoție, totul e o mizerie. Da, asta e spanarea. Și chiar sunt curios. Uite, poate facem o emisiune. La voi în localitate, cum se întâmplă lucrurile? Scrieți-ne în comentarii sau la dragoșarondpătraru.ro Ce nenorociri fac consilierii locali sau județeni pe la voi? Cum și-au votat bugetele anul ăsta ca să poată să mai ciordească ceva și, eventual, să câștige și alegerile? Ok. Ce mai avem? Ah! Ce voiam să vă mai întreb. Cum e să mergi liniștit prin casă și să-ți cadă strada în cap? E, se poate, normal că se poate. În România? În centrul istoric din Brașov, o stradă s-a prăbușit peste o casă. Oamenii s-au trezit cu o bucată imensă de piatră pe acoperișul lor. Iată! Ce credeți? Că inventez eu, nu? Na! Nu e nevoie să inventezi nimic. Realitatea din România întrece orice efort de imaginație. Pământul s-a surpat din senin pe o distanță de 10 metri, iar sute de kilograme de piatră, pământ și fier au căzut peste o casă locuită. Oamenii spun că drumul e folosit intens de camioane basculante care merg către șantierele din vârful dealului și că au făcut zeci de sesizări pentru consolidarea zonei sesizări. Nu așa se procedează, domne. Nu, degeaba faci sesizări. Cel mai bine, când vrei să vină vreo instituție, când chiar vrei să vină cineva, pui mâna polopată și te apuci tu să repari. Imediat apare organul competent să-ți dea în cap. Un sătean din județul Cara Severin a fost sancționat pentru că a reparat șase bănci și o masă, fără aprobare. Gospodarul a primit un avertisment de la poliția locală, proces verbal pe care l-a semnat cu mențiunea că recunoaște și regretă fapta. Recunosc și regret faptul că m-am născut în România. Semnătură, tot ok. Oricum, de mare caracter și polițai, băieți cu bucă. Pentru că puteau să-i ardă o amendă să lusture. Păi te apuci tu așa, mă, să strici armonia locului. Nu te uiți un pic în jur. Nu dădeau bine băncuțele alea noi perfecte pe marginea unor drumuri ca vai de ele. Dar bine că nu s-a apucat să repare și drumul, că atunci era grav, da. Fără câteva milioane amendă nu scăpa Hai, bă, reparăm noi drumurile, căile ferate, reparăm tot. La căile ferate, atenție, suntem campioni, suntem cei mai buni. Uite, Ucraina a reparat și a schimbat anul trecut, mă, anul trecut în război, da? Sute de kilometri de cale ferată. România a modernizat în 2023, sunt date oficiale furnizate de CFR, 0 kilometri. Zero de zic, hai bă să ne apucăm noi, de le încolo. Mai rău decât acum, nu putem să le facem. Sigur, aici fiecare își face, să zicem, propriile calcule. Și mai era o comparație în primul articol. În 2023, Compania Feroviară Națională din Ucraina a produs 528 de vagoane noi și a reparat 9000. Deși peste 10.000 de angajați feroviari au fost mobilizați în armată. Într-adevăr, cam greu de crezut că au produs 500 de vagoane noi. Dar și 5 dacă produceau sau măcar reparau, tot erau peste incapabili din România. În cazul unei urgențe, în trenurile CFR nu există nicio trusă de prim ajutor. Ce e Trusă de prim ajutor? Unde mă, în trenuri? Adică pentru pasageri? Pentru siguranța lor? Ce aveți, bă? În România abia găsești o trusă medicală într-un spital, după în tren. Cred că nici nu s-a pus vreodată problema. O fi zis unul. Auziți, director, ce-ar fi dacă am pure și noi o trusă medicală, măcar în locomotivă, așa, în fiecare tren? Mă, Costele, ești bine? Iar ai fumat ceva stricat? Vrei să chemăm salvarea? În alte țări, conductorii de tren fac cursuri de prim ajutor și există cel puțin o trusă medicală în locomotivă. Așa o fi. Acum, dacă stăm să ne gândim, nici n-ar fi vorba de un mare efort. Adică 4-5 truse medicale o-mi găsi noi să punem pe locomotivele din România, că astea sunt toate, nu? Păi da, o trusă la fiecare locomotivă. 4-5, ce mare brânză. Le dăm noi sponsorizare de la Starea Nației. Ne, și, și, dacă face controlorul un curs de calificare pe partea asta de așa, s-a scos. Da. Pe lângă micuța aia de 5 lei pe care o tot palmează de la călătorii fără bilet, deci din funcția de naș, mai capătă și câte un 10 lei acolo ca asistent medical. Dacă pune un tensiometru, dacă... Bă, nici măcar la asta nu s-au gândit. A, da, gata, stop joc, fiți atenți, leagă domnul Grindeanu toată Europa. Da, chestia asta cu autostrăzile a scăpat cu totul de sub control. Un proiect, zic important pentru noi, dar nu doar pentru noi. Pentru tot ce înseamnă legarea nordului Europei de sudul Europei. Săptămâna viitoare, probabil, Cnairu va lansa în licitație Arad-Oradea. Autostrada Arad-Oradea. Legătura nord-sud se face Gdansk, adică de la Marea Baltică până, până, la Salonic, la Marea Ege. Deci, băi, proștilor, notați, da? Deci, care să leagă nordul cu sudul și care, bă, de la Gdansk, care știți unde e și care se duce până la... Deci, vine pe partea și cu Marea Ege și la Salonic, care se duce după aia și noi facem Arad-Oradea, care așa și... Mă, ați înțeles? Cât am mai papagalul și ăsta să mă bată mama. De fapt, nu mama, că nu m-a bătut niciodată. Să vede, nu? E, nu, să mă bată poliția română, dacă nu... Doi polițiști arădeni sunt cercetați de procurori după ce au bătut cu bestialitate un bărbat. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. ce îmi place asta cu impactul emoțional când vine vorba de bătaie. Ar trebui completat mesajul să știe privitorii că nu e vorba doar de emoții. Să se spună clar, fiți cu ochii în patru că urmează imagini cu un puternic impact la bărbie, la ficat, la coaste, la ochi, na, pe unde nimere și poliția? Victima a ajuns la spital și are nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale pentru a-și reveni complet. Există suspiciuni că agresorii, polițiști la serviciul autostrăzi din Arad, ar fi consumat atât alcool cât și substanțe interzise. Na, sunt polițiști de autostradă, n-ai autostradă să plictisesc și să apucă să bată oameni. Și polițiștii ăștia nu văd, mă, că n-ave în spitale. De ce bagă oamenii în spital? Serios, ar trebui să li se traseze sarcină de la serviciu de acolo. Bă, când vi se pune pata și fumați și bești ceva și vreți să agresați niște cetățeni, nu-i problemă. Dar agresați cel mult emoțional, așa. Nu e nevoie să mai aglomerați și voi spitalele. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. cei doi agenți încearcă să o încătușeze pe femeie. Aceasta pune rezistență, iar polițiștii aplică legea străzii. Uite-i păștia, bă, nene. profesioniști până în măduva oaselor. Cred că n-ar fi în stare să încătușeze nici măcar un sac de cartofi. Ține-l, mă, ține-l să aplică articolul 28 din legea străzii. Wow! Acu era să zic ceva de bode. Dar mi-am amintit că nu mai e bode șeful la interne, cum să zice. E altul. Da. L-au înlocuit pe hiperactivul și hipercompetentul, normal, Bode, cu unul care stă acolo în birou. Tot un fel de sac de cartofi. Sau de varză. Oare ce se mai unde cu reforma poliției, domne? Sindicaliștii din poliție cer insistent să fie dotați cu pistoale cu electroșocuri pentru a fi mai protejați în timpul scandalurilor din stradă. Numai că șefii din Ministerul de Interne nu agrează momentan ideea, spun că nu este cadru legal pentru folosirea lor și că există riscuri legate de sănătatea celor electrocutați. Aia, cum să fie reforma la interne? Ca de obicei, nu? Fiecare pe limba lui. Polițaii din stradă zic una, șefii din birouri zic invers. Ăștia se dușmănesc, am impresia. Sper să nu se ajungă la imagini cu impact emoțional. Da? Încep să crezi că șefii se bucură când îi văd pe polițaii din imaginile de mai devreme, care nu pot să pună niște cătușe, că lumea râde de fraierii ăia, trimiși pe stradă total nepregătiți. Lumea nu se gândește la șmecherii din birouri care stau la umbră și Pff, numără banii. Șefii internelor nu agrează în acest moment achiziția, care ar fi în jur de 1.500 de dolari pentru un singur dispozitiv. În urmă cu patru ani, GPR a cumpărat 12.000 de bastoane cu electroșocuri, însă polițiștii nu le-au putut folosi pentru că se stricau după prima utilizare, au acuzat sindicaliștii. Achiziția de atunci a intrat și în atenția procurorilor DNA. Dosarul este încă în lucru. Oh! Ce ne facem? Achiziția a intrat în atenția procurorilor. Să fim serioși. Cum a intrat, așa o să și iasă. Atât vă mai spun. Puteți să ne sprijiniți fără să scoateți bani din buzunar. Mare chestie. Dacă ați avut venituri anul trecut sau pensie de peste 2000 de lei, puteți direcționa 3,5% din impozitul pe venit către starea nației și starea sănătății. Proiectele noastre editoriale. E simplu. Doar accesați linkul din descriere sau din comentarii. Durează un minut să completați, de restul ne ocupăm noi. Sau puteți să spuneți, parafrazându-l pe acel tânăr de mai devreme, Degeaba dăm, domne. Oricum nu se întâmplă nimic. Urlea acolo ca un animal și gata. Și atunci măcar știm cu toții o treabă. Ne cărăm acasă și îi lăsăm păștia să zburde în ceea ce urmează să fie o dictatură a PSD și PNL pentru următorii 10 ani. Așa că organizați-vă local, oameni buni, puneți timp și pricepere și resurse la un loc pentru a-i obliga pe politicieni să facă ceea ce vrea comunitatea, nu ceea ce vor ei, în totală contradicție cu interesul public. Ok. Ne tot vedem pe aici în fiecare zi. Nu uitați că sprijiniți Starea Nației și Starea Sănătății cu fiecare comandă plasată în magazinul nostru de pe site-ul stareanației.ro Ceai organic de excepție, cafea de specialitate prăjită de noi și multe altele. Să vă fie bine! Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.